Mi-am luat cântar. Nu vreau să ajung la pensie și să nu am cântarul meu, așa cum se întâmplă cu atâția bătrâni în ziua de azi. Domnul Ștefan, fost controlor de calitate la semănătoarea, n-a fost prevăzător și nu și-a luat la timp un cântar. Acum e nevoit să-și rupă din pensie 10 lei ca să-și cumpere unul de la piața de vechituri, o rablă pe care niciun cetățean serios n-ar vrea să se cântărească. Așa-i trebuie dacă nu s-a îngrijit din vreme de bătrânețile lui. Dacă lui nu i-a păsat, cui să-i pese? Nici neanicul nu s-a gândit să-și ia cântar pentru bătrânețe. Bătrânețe. Pe el o întâmplare norocoasă l-a salvat de la chinurile pensii. Avea un vecin bețiv. Într-o seară vine bețivul acasă și hodorong tronc se apucă să spargă ușa cu o rangă. Beat, beat, dar dădea cu bărbăție. Până au ieșit vecinii să vadă ce-i cu tămbălăul, ăla făcuse ușa surcele. Bună treabă! Numai că era ușa lui Neanicu. Ce să-i faci, ce să-i iei bețivului, că băuse tot. Nu mai avea decât sufletul și cămașa de pe el, plus ranga. După câteva zile a venit cu un cântar, ci că îl găsise pe linia de tramvai. Și plângând, i-l-a pus în brațe. Ia, vecine, pentru ușa aia și iartă-mă. Și acum, la pensie, iată ce bine îi prinde acel cântar. Poate spune că i-a salvat viața. Bătrânețe, o cântărire îi aduce unui bătrân 50 de bani sau un leu, după cât cere fiecare sau cât lasă omul. Nu prea se cântărește lumea pe stradă, fiindcă acum cântarele astea de baie sunt ieftine și se găsesc peste tot. Toată lumea are așa ceva acasă, mai puțin pensionarii fără simțul prevederii. Să-i aduci cântare omului în stradă în aceste condiții e ca și cum i-ai vinde fulgi lui Moș Crăciun. Chiar și așa se laudă domnul T din drumul taberei, fost maestru școlar, el scoate și câte 6-7 lei în zilele bune. Iar într-o lună, dacă vremea e frumoasă, adună și câte 100 de lei, un sfert de pensie. Se mai ajută la medicamente. Domnul T, cel puțin, fără cântar, n-ar putea supraviețui. Îl curăță mereu cum își curăță reclutul pușca și nu-i lasă pe obezi să se cântărească de teamă să nu îl dea peste cap. Un moș, fost ceferist, are un cântar așa de hodorogit că nu se urcă nimeni pe el. Dar moșul tot stă de dimineața până seara pe trotuar, cu cântarul la picioare, ca un ocnaș priponit de ghiulea, măcar să mai vadă oameni, să mai schimbe o vorbă. Altfel, ar înnebuni singur în casă. E amiaza și încă nu s-a cântărit nimeni. Îmi spune că de câte ori trecătorii se uită la mustățile lui căzăcești în potcoavă, fiecare privire îi dă de un leu speranță. Sau măcar de 50 de bani. Doamne, în ce țară trăim! Statul nu e în stare să asigure nici măcar cântare pentru pensionarii săi de rând.